Aceasta este una dintre cele mai periculoase boli posibile apărute la animale. Și de ce este cea mai periculoasă? Una dintre cele mai periculoase. Se răspândește foarte repede și nu prea există tratament pentru așa ceva. Haideți să vedem despre ce este vorba. Vă salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Dacă tot ne aflăm în sezonul în care această boală ne dă bătaie, mari bătăi de fapt de cap, nouă fermierilor, tuturor celor care avem capre și oi, dar ea în general se manifestă la iez și la miei, adică la tineret, la efectivul tânăr, am zis să și discutăm puțin despre această problemă, pentru că sunt sigur că foarte mulți v-ați întâlnit și vă întâlniți și vă bateți capul cu așa ceva. Deci este o mare problemă. Problema principală ar fi că nu prea există tratament pentru așa ceva. Ea se răspândește foarte, foarte repede. Exista un vaccin acum câțiva ani de zile, dar a încetat să mai fie fabricat. Iar oamenii se folosesc de tot felul de leacuri naturiste, să spun, sau leacuri băbești, pentru a evita această boală. Dar odată intrată în efectiv, ea se răspândește foarte, foarte repede și e destul de greu să putem să o remediem, să o tratăm. Această boală, și anume ce se vede, adică sper să vadă pe cameră, uitați, bobițele acestea, negii aceștia de pe botul animalelor, se numește în denumire științifică ectimă contagioasă. În denumire populară se numește boala bubelor dulci sau gurarei, mai spunem noi. În fiecare zonă există câte o denumire specifică. Nu știu, acum fiecare a denumit-o cum a dorit. Au fost cazuri în care această boală a produs pagube materiale foarte consistente. În anumite situații și în anumite ferme, oamenii au pierdut un număr foarte mare de iezi și de miei, pentru că este foarte periculoasă, adică poate să ucidă animalul foarte simplu. Cum se răspândește această boală? În general se răspândește de la animal la animal sau de la un animal infectat. Dacă un singur animal infectat vă intră într-un efectiv de, nu știu, 1000 de capete, în 2 zile jumătate pot fi infectate. De aceea vă recomand, dacă observați prin efectivul dumneavoastră sau dacă achiziționați și vedeți așa ceva că a apărut animalul respectiv, evitați să-l băgați în turma voastră. Țineți-l separat până când o să-i treacă această boală, adică o să-l tratați, imediat vă și spun cu ce puteți să-l tratați și să evitați să amestecați animalul bolnav cu animalele sănătoase ale dumneavoastră, pentru că 100% vor fi îmbolnăvite de către acel animal. Această boală, ca și caracteristici, în ceea ce privește zonele unde apare, la tineret, la animalele tinere apare în zona botului, cum se și poate vedea, dar la animalele mai în vârstă sau mature, au fost situații și sunt situații când apar și în zona ugerului, pe uger, pe mameloane. Dar destul de rar situațiile, în schimb, la tineret, tot botul, capul și pe urechi. Deci în zona urechilor nu se poate observa foarte bine pe cameră, dar la mână se poate simți. Sunt ca niște bubițe, ca niște negi. Deci predominant în zona capului apare această boală și aici se instalează ea. Așa cum am afirmat și la început, repet acum, ea este o boală care se tratează destul de greu. Și de ce se tratează destul de greu? Odată instalată în organismul animalului, ea se dezvoltă foarte repede și foarte agresiv. Iar animalul, vă dați seama, că este incomodat de acești negi și el se hrănește din ce în ce mai greu. Pot apărea și alte infecții care pot pătrunde prin rănile provocate de acești negi și boala se poate complica. Și de aceea, cum v-am spus, acest lucru poate duce chiar la moartea animalului. Cum se răspândește această boală? Această boală se poate răspândi, așa cum am spus, de la animal la animal. În cazul în care transportați animalele cu o mașină în care au fost transportate alte animale cu boala respectivă, de pe pășune se poate lua, deci dacă pășunați cu animalele în urma altui animal infectat, se poate lua boala foarte ușor, deci cu ușurință se poate infecta. Dar cea mai rapidă metodă de răspândire așa este, de la animal la animal. Deci băgați un animal infectat într-o turmă de 1000 și s-a dus tot efectivul, dacă nu se tratează. Bun, și acum am ajuns la partea cea mai importantă. Cum poate fi tratată această boală?
Mai acum câțiva ani de zile existau niște vaccinuri care se fabricau împotriva acestei boli, dar au încetat din, nu știu, diverse motive, nu cunosc exact cauzele, să mai fie fabricate. Dar în schimb avem ca variantă una dintre cele mai bune, zic eu, la mine a avut efect și are efect și cu așa ceva tratez, cu albastru de metilen. Deci aplicați cam 2-3 zile, luați crusta, când vedeți, deci cele umflate, foarte umflate, puteți să decojiți crusta respectivă a negului, dați cu albastru de metilen, dar 2-3 zile, nu mai mult. Iar boala ușor, negii se vor retrage și nu vor mai exista probleme. Un al doilea tratament pe care vi-l recomand ar fi un spray cu teramicină, pe care la fel îl aplicați după ce îi luați crusta negului respectiv și la fel timp de 2-3 zile, nu mai mult, pentru că din nou pot apărea complicații. Pe scurt, cam despre acest lucru este vorba, pentru că nu sunt foarte, foarte multe de spus despre această problemă. Pot să vă spun doar că știu sigur că foarte mulți dintre noi, dintre cei care creștem animale, mai ales capre și oi, ne confruntăm anual cu această problemă, pentru că boala s-a răspândit peste tot. Deci peste tot, oricât de bine o tratezi și oricât de bine ai tratat-o sau din scurt ai încercat să o ții, e imposibil să nu fie luată. Adică sunt anumiți ani în care boala se poate manifesta mai rău sau sunt anumiți ani în care boala se poate manifesta mai puțin, ținută sub control cu tratament. Dacă ar fi să tragem o concluzie, ea ar fi următoarea. Boala se răspândește extrem de rapid și este foarte periculoasă. De aceea sfatul meu poate fi următorul în legătură cu animalele pe care le cumpărați, pentru că sunteți foarte mulți care vreți să cumpărați sau cumpărați pe parcursul unui an animale, schimbând efectivul sau, nu știu, înlocuind berbeci sau țapi sau și așa mai departe. Nu prea aveți ce să faceți, pentru că nu prea aveți de unde să știți dacă animalul respectiv este infectat cu această boală. Pentru că această boală stă ascunsă câteva zile înainte să erupă. Și de aceea dumneavoastră puteți să cumpărați animalul, vă duceți acasă cu el și la o săptămână distanță o să vedeți că boala a început să apară. Și o să spuneți, bă, păi de acum de unde a luat și ce se întâmplă. El poate a avut boala în organism, n-a fost tratată la momentul potrivit și s-a răspândit. În schimb, există și partea a doua a acestei povești, în care foarte mulți crescători de animale nu iau în seamă această boală sau așteaptă să treacă de la sine, pentru că ea, probabil în timp, ea trece și de la sine, pentru că este o boală sezonieră, apare doar primăvara, dar vă dați seama că animalul respectiv se chinuie foarte mult, adică încercați să-l ajutați cu acel puțin tratament care există și se poate aplica. Eu știu că e foarte complicat să aplici tratament fiecărui animal în parte atunci când ai sute de capete. Dar dacă practicați această meserie, nu mai faceți doar pentru profit și doar pentru bani și, nu știu, așa mai departe. Încercați să acordați atenție și animalului respectiv, pentru că și ele sunt precum noi oamenii și au nevoie de atenție și de afecțiune. Așa că, dragi colegi fermieri, dragi crescători de animale, dragi gospodari, aveți grijă de animalele dumneavoastră și nu le lăsați în plata Domnului și în voia sorții. Cam atât am avut de spus în vlogul de astăzi. Sper că v-au fost folositoare informațiile mele sau vă vor fi pe viitor, nu știu, dacă o să aplicați aceste metode sau nu, dar sunt cam singurele variante de tratament în ceea ce privește această boală, pentru că, așa cum v-am spus, vaccinurile care se făceau acum mulți ani nu se mai fabrică, iar tratarea bolii respective rămâne doar la latitudinea noastră dacă veți aplica tratamentul animalului respectiv sau nu. Până data viitoare, când ne vom reauzi și revedea la un nou vlog, vă salut și vă doresc o zi excelentă și spor la treabă să aveți. Sănătate și Doamne ajută!